Să vedem. DJ Doru in the first mix. DJ-ul să stea în discotici acolo, în cluburi, în ciofelea. Discotici la mine, la țară. Nu la nuntă, Doamne, nu. Ei sunt încântați, dar soacrele scam lipsite de entuziasm. La nuntă ne trebuie acolo formație să ne distreze, nu DJ-urile. Pe așa iau și cum era pe timpuri, megafonul, pun și facem nuntă și gata, nu mai dau atâția bani și la DJ. E, doamna Anuța, o bătută reinterpretată. Nu e bătută asta, asta sunt încurcături acolo, nu știu ce e băgat acolo. Dacă ar fi după cusca, am pune numai bătute. Nu? Mama câștigătoare ce spune? E o muzică frumoasă, dar nu, pentru la nuntă nu merge. Păi, mamelor, dar voi sunteți atente și la copiii voștri. Teo tocmai a spus că el e foarte încântat. Păi îi place, dar să ducă în cluburi, nu la nuntă. Asta e muzică de club. Eu nu sunt de acord cu muzica de club la nuntă. Păi dacă... să mai fie și de asta, că nu sunt roboși oamenii să cânte în continuu. La nuntă sunt și persoane mai în vârstă, nu e numai tineret. Păi, măi, mamelor, e nunta voastră sau nunta copiilor? A noastră e. A noastră, de data asta e a noastră. Să rămână ea acolo, să considere că a fost nunta aia mea, nunta ei și noi plecăm. Soacrele s-au aliat, dar nu mai trebuie o părere. Tu ce zici, Ionela? Ți-a plăcut ce ne-a... Cu DJ Doru. Când o să mănânce formația, Ionela, pe ce muzică o să stai? Da, păi tocmai asta spuneam, mi-ar place să vină DJ Doru la noi la nuntă. Nu o să fiu aici de acord cu ei, în niciun caz. Tinerețea mirilor se duelează cu experiența soacrelor. Nu, asta merge doamna numai Mișoara. Nu. Asta e muzică de club. DJ Doru să vină după nuntă. După nuntă, luni, da, marți. Luni. La ciorba de potroaci. Mie nu-mi place. Totuși, știți că DJ Doru mai are câteva propuneri. Hai să auzim și pe a doua. Să le auzim. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. Deci nu sunt de acord cu așa ceva. Un dezastru total. Cu urechile asaltate de a doua propunere, soacrele se cutremură. Bă, dacă eu fac așa pe acolo, mă... Gata, liniște! Rudele Ionelei o să... Ce? Nu! O să fie dezamăgite total. Zice, ce-ai păzut acolo atâta timp? N-ai fost în stare să te impui. Da, asta chiar e prea de tot. No. Prea de tot? Mie mi s-a părut perfectă. Nu. Spuneți-mi, doamnelor, nu vă place această melodie care a fost sau... Nu. No. Nu și nu. No. Nici n-aș ști să dansez pe așa ceva. Ce, trebuie să mă bânt, să-i dau cu capul de perie. Da, cred, am încercat. Doamne, ferește. Nu. Dar putem să mai încercăm o dată? Nu. Poate să vă placă asta? Nu. Trebuie să-mi cumpăr de alea să-mi bag în ureche. Nu, te rog frumos. Dar hai să mai încercăm. DJ Doru se dezlănțuie. Aolo! Haideți, doamna Anișoară! Aolo, nu! Ce haosă! Asta e nebunelă cu asta! Asta se poartă! Nu te gândești, dar stează! Eu n-am nimic! Aolo! Eu nu m-a ajutat deloc! Aolo! Am încercat, doamna Anișoară. O să fie un dezastru total. Asaltul muzical este blestem și binecuvântare în egală măsură. Eu îmi doresc ca la anunta noastră să nu fie, nu știu cum să spun, plictiseală sau ceva de genul. Îmi doresc să fie o nebunie. Dacă mă vede cineva dansând muzica asta, ce că am luat-o rasma. A, doar dacă dansați muzica, altfel n-ar fi zis. Da, de mine sigur zice, dar... Și acum am luat-o rasma. Da, nici așa. Bine, gata. Avem propunerea numărul 3. Nu mai vreau nimic. Mai vreți nimic, ba da, o să vreți. Propunerea numărul 3. Poate să vă placă. Poate a treia e cu noroc. Latino!
Mie personal mi-ar place să ascult acea muzică de club puțin, cu remix așa, remixată cu ce se ascultă în melodiile noastre românești. Nici de această dată mamele nu sunt mulțumite. Vezi că e un copil care plânge, o? Nu, nu. Au, dezastru. E, Teo? Mi-a plăcut foarte frumos. Trebuie și un moment ăsta. Deci tu l-ai vrea pe Didi? Da, da, da. Ionela? Normal, și eu l-aș vrea. Am spus de la început, mi-a plăcut. Eu nu, eu vreau să plece acasă. Să plece acasă, nu? Nu, nu sunt nicio sau formă. Cum să plece? Trebuie da, să... Mă, bine. Sunteți chiar afurisite. Pare că e nunta lor. Nu, nu, dar așa, cum să iei așa ceva la nuntă? Mi-l doresc la nunta noastră. Să vină ca animator. Păi și ce fac atunci? Trebuie și puține bățăială de asta. Păi trebuie să facem altă bățăială, okay, nu așa. Asta ar fi zis și mama. Mie mi-a plăcut foarte mult de DJ Dor.